Și iată că un român a pornit spre cosmos, înălțând tricolorul deasupra planetei uimitor de frumoasă și albastră, numită simplu Pământ. Primul om pășise deja pe lună, și al doilea, și al 11-lea, dar zborurile pe lună fuseseră oprite în 1974, iar NASA încerca să recupereze din popularitate prin lansarea unor noi nave spațiale. În tot acest timp, Federația Sovietică făcea selecționări pentru un program de zboruri cosmice. Intercosmos era destinat țărilor aliate socialiste, printre care și România. Au fost selecționați 3 ingineri români, iar în final a rămas Dumitru Prunariu. Televiziunea română a filmat pregătirile momentului istoric. Înainte de zbor, cu 2 luni de zile aproximativ, câteva echipe din țară, echipe ale televiziunii române, echipe ale Ministerului Apărării, ale Agerpres pe atunci, au venit să ne filmeze, să ne ia interviuri, să documenteze pentru public acel zbor cosmic, numai că totul s-a dat după ce am plecat în cosmos. Nu s-a dat absolut nimic înainte pentru că era embargo. Până când efectuam o rotație în jurul Pământului și se știa sigur că suntem stabili pe orbită, că nu cădem înapoi pe Pământ sau nu se întâmplă altceva. Pentru că erau pregătite mesaje de televiziune diverse pentru diferite cazuri și atunci trebuia să se știe ce se dă și la ce moment se dă. Oricum, de la televiziunea română a venit atât de cunoscutul realizator de emisiuni, Alexandru Ștarc, un operator foarte bun, Constantin Voitițchi. Este o probă grea? Nu pot spune că este o probă grea. După câteva antrenamente devine chiar plăcută. Ați simulat până acum lansarea și aterizarea? Da, lansarea săptămâna trecută, am simulat era și coborârea. Sunt asistina maximă o să ajungă până la 4 unități. Vă mulțumesc! Succes! Mulțumim! De curând! În prima perioadă am fost la orășelul Stelelor, așa se chema, care era la vreo 40 de kilometri de Moscova, unde erau tot felul de simulatoare pe care se antrenau viitorii cosmonauți. Acolo Prunaru și cu Deliu, cosmonauții români, au petrecut în jur de 2 sau 3 ani împreună cu familiile. Așa că vă dați seama că au avut un regim destul de strict. La 14 mai 1981 a devenit primul și singurul român care a zburat vreodată în spațiul cosmic, Dumitru Prunariu. A petrecut departe de Terra 7 zile, 20 de ore și 42 de minute. Am vorbit cu comandantul zborului și l-am rugat să mă ducă undeva mai aproape. Rampa de lansare a rachetelor avea niște culoare prin care ieșea aerul. Comandantul mi-a zis: Constantine, eu te duc cu cea mai mare plăcere, dar cu o singură condiție. Când vii de la hotel, să cei un cerceaf alb. Zic, dar pentru ce-i nevoie? Păi dacă, Doamne ferește, se întâmplă ceva, ți-l pui în cap și în 4 labe te duci spre primul cimitir. Norocul meu a fost că nu s-a întâmplat nimic, da? Totul a decurs foarte bine, deci n-am avut nevoie nici de cimitir, nici de cerceaf alb. Imediat după lansare ne-am urcat în avion și am venit la Moscova, la centrul de urmărire a zborurilor cosmice, unde am stat 6 zile și 6 nopți în continuu, pentru că era un ecran enorm pe care se urmărea capsula respectivă secundă cu secundă. În momentul când s-a cuplat această capsulă în care erau cosmonauții cu nava cosmică, a fost o explozie de aplauze, s-au deschis sticle de șampanie. Eram obișnuit să-mi văd de treaba mea, să mă uit strict în aparate, mai puțin să mă uit la cameră, mai puțin să vorbesc cursiv și să explic pe înțelesul tuturor ceea ce fac. Desigur, limbajul meu tehnic era foarte bine dezvoltat, dar nu era ceea ce trebuia oamenilor de rând pentru a înțelege exact ce facem noi acolo. Dacă ascultați interviurile de atunci ale mele, sunt puțin naive. Am efectuat foarte multe experimente la sol, pe care va trebui să le repetăm în condiții speciale în cosmos. Televiziunea română a pregătit un program special pentru perioada în care a stat în spațiu Dumitru Prunariu. În vremea aceea, în 1981, aveam un aparat video.
Dar aparate, nu vă gândiți la aparatele video de acum. Era un aparat video ca un magnetofon cu o bandă îngustă, aceea de magnetofon clasic audio, pe care o puneam, o învârteam pe rolă și îi dădeam drumul. Și imaginea se vedea. Bineînțeles că la o rezoluție a televiziunii de atunci, destul de slabă. Dar televiziunea română a înregistrat o serie de emisiuni pe care să le avem noi la bord, atât cu muzică românească, populară, simfonică, muzică ușoară, de toate ca să avem momente de divertisment. Partea proastă este că foarte puțin am reușit să vedem din acele casete sus la bord, pentru că am avut foarte mult de lucru. Cosmonauții s-au filmat unii pe alții în timpul zborului. Chiar dacă omul putea să înconjoare Pământul cu viteze de aproape 30.000 de kilometri pe oră, nu exista nicio soluție atunci când se termina pelicula. Aveam o cameră de filmat pe 16 mm, cu film, desigur, nu exista digital pe atunci, și am realizat câteva imagini în interiorul stației orbitale, desigur, televiziunea română le are, am realizat câteva imagini spre Pământ, pentru a se vedea cum se vede Pământul de acolo din cosmos, desigur, sunt mult inferioare calității pe care o ai imaginele care se găsesc pe internet acum și care sunt filmate în digital de cosmonauții actuali. Dar sunt imagini, le-a spune, istorice, pentru că au fost filmate cu ocazia primului zbor cosmic al unui cetățean român. A existat însă și un mic incident, la un moment dat s-a terminat banda. E adevărat, vă dați seama că aveam rezerve limitate și de film, și de film pentru camera foto și de film pentru camera video. În momentul în care nava noastră cosmică, a mea și a lui Leonid Popov, se apropia de stația orbitală pentru a efectua juncțiunea, la bordul stației orbitale aflându-se un alt echipaj, ei au pornit camera de filmare pentru a filma apropierea noastră și juncțiunea cu stația orbitală. Ei bine, au pornit prea devreme camera și s-a terminat banda înainte să efectuăm noi juncțiunea. Așa că în filmul care s-a păstrat de atunci se vede doar nava noastră apropiindu-se și la un moment dat s-a întrerupt filmul. Dumneavoastră ați încercat și a și reușit să streculați la bord un aparat foto. Povestiți-ne acest episod. Găsisem într-o revistă un aparat Canon de dimensiuni mici, tot cu film bineînțeles, dar era complet automat. Și am dat comandă unui viitor cosmonaut francez, mi l-a adus din Franța, l-am cumpărat și am reușit să-l strecurăm la bord. Desigur, nimeni nu ne-a condamnat pentru asta ulterior, pentru că fotografiile făcute cu ele au fost cele mai bune din toate imaginile luate în cadrul programului Intercosmos. În final, Popov, pentru că el și-a luat responsabilitatea utilizării acestei camere și a transportului ei, le-a spus, da, uite, am folosit o cameră automată. Zice, bine, uite, dacă ne dați voi să le publicăm toate aceste poze, nu o să mai spunem nimănui. Aici e o parte din delegația română, aici e prunaurul ăsta cu spatele șterg, aici tot așa, o poză în sala de pregătire, o poză în grup. Constantin Wojtyński a fost director de imagine în acea perioadă și a lucrat foarte mult cu reporterul Alexandru Ștarc. Împreună au făcut echipă și în Rusia, la primul zbor în spațiul cosmic al unui român. Materialul filmat atunci este una dintre comorile Arhivei TVR. Acest zbor a fost primul zbor din istoria zborurilor cosmice în care capsula a aterizat pe Pământ. Toate capsulele de până atunci amerizau în apă. Și atunci ne-au urcat într-un elicopter militar, le-au dat un alt azimut și ne-am plimbat. Și am ajuns la locul unde a aterizat capsula după ce cosmonauții au fost scoși din ea. Primele vorbe pe care le-a spus prunarul, mă, Sandule, să știi că zborul a fost mult mai ușor decât antrenamentele pe care le-am făcut. În momentul în care am ajuns în țară și am fost întâmpinat cu atât de multă căldură de oamenii de pe stradă, mă plimbam, veneau să mă atingă, deci era emoționant, pur și simplu. Din spațiu, Dumitru Prunariu a trebuit să revină prea repede cu picioarele pe pământ. Pur și simplu, nu avea voie să devină mai popular decât Ceaușescu. Eram deja jurnalist la Știință și Tehnică și am fost anunțați că la Casa Scânteii ne întâlnim cu Dumitru Prunariu, știrea mersese, a apărut în ziară și radio spusese, dar foarte puțin. Am fost în total 20 de oameni care l-am întâmpinat. L-am întâlnit pe Dumitru Prunariu, un fel de băiețel așa era, mă uitam la el, nu ne venea să credem. Tânăr de tot, așa, 20 și ceva de ani cât avea el, care a vorbit timid. A doua zi, însă a treia zi, ne-a venit și la televiziune și la revista Știință și Tehnică.
un ordin nescris vorbit, nu mai vorbiți despre Pronariu. Țara asta are doi eroi. La bună înțelegere cu el, câțiva jurnaliști, am stabilit că mergem să ne întâlnim cu oameni. Eu personal l-am însoțit pe Dumitru Pronariu în cel puțin 200 de conferințe, întâlniri cu public. Mergeam împreună, eu reprezentând jurnalismul de știință și el la, eu sunt vorbitor de public, el la început nu era, acum e perfect, și și-a înțeles rolul. Deci el și-a înțeles rolul de actor în democratizarea întâmplărilor prin care trecuse România și trecuse societatea. El a fost în spațiu cosmic, a învățat să-și povestească asta. Țin minte că la Marghita, în județul Oradea, a venit o doamnă mai în vârstă și a pus mâna pe el așa. Și a zis, uite, ungurii ne spun despre farcașa lor, știm și laptele care l-a sub de la mama lui, dar pe Prunaru al nostru știm tare puțin. Oriunde mă duceam, oamenii știau deja, trăiseră momentele acelea ale zborului cosmic, care au fost niște momente emoționante pentru toată țara. Și acum, dacă întâlnesc oameni de generația mea, își aduc aminte cu câtă profunzime au trăit acele evenimente și acum se raportează la mine cu aceleași sentimente cu care s-au raportat atunci. Făcut ocolul pământului de vreo 125 de ori, într-un fel de bidon de tinichea. S-a descurcat și el și toți ceilalți, de atunci am cunoscut mulți cosmonauți și pot să spun așa, e un fel de supraom normal. Anul acesta s-au împlinit 35 de ani de la zborul cosmic al românului, o perioadă în care Dumitru Prunariu a dat probabil mii de interviuri. Multe dintre ele s-au păstrat pe pelicula sau casetele din arhiva TVR. Chiar dacă următorul zbor al unui român va fi digital, în format 4K și probabil transmis în direct pe telefoanele mobile, istoria începe întotdeauna cu întâiul, o istorie la care ați fost martori alături de TVR.